Doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Iată că discutăm astăzi despre manifestările care au avut loc cu ocazia împlinirii celor 635 de ani de atestare documentară a municipiului nostru drag Râmnicu-Vâlcea. Discutăm și, sigur, ce se întâmplă în municipiul Râmnicu-Vâlcea, și bune și rele. Discutăm un pic și pe plan politic, pentru că, doamnelor și domnilor, alături de mine este liderul național al Partidului Ecologist Român, președintele acestui partid și primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, Mircea Gutău. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit și bună ziua tuturor celor care se uită la Antena 3. Da, domnule primar, mi-a atras atenția astăzi, uitându-mă și documentându-mă pentru emisiunea cu dumneavoastră, declarația dumneavoastră cu ocazia celor 635 de ani de atestare documentară. Trăim astăzi vremuri în care cuvintele sunt tot mai goale, iar într-o confruntare nu câștigă mereu cel ce lucrează mai cu spor, ci acela care aruncă mai bine cu noroi. Exact. Asta este, cred că, fraza care descrie cel mai bine situația din România în momentul de față. După cum ați văzut, atât pe plan local, cât și la plan național, cât și pe plan național, primează înjurăturile, primează aruncările cu noroi și sunt foarte mulți lideri care vin și dau lecții și că nu e bine, dar nimeni nu vine să spună ce se poate pune în loc ca cetățenii să poată să compare dacă ceea ce spun cei din opoziție este mai bun decât ceea ce fac cei care vremel de conduc România. Deci, situația care e în țară în momentul de față este mai delicată ca oricând. Fac politică de foarte mulți ani și vreau să vă spun că niciodată parcă nu a fost ca acum, când primează, v-am spus încă o dată, cu riscul de a mă repeta, primează aruncăturile cu noroi și nu faptele. Da, aveți perfectă dreptate. M-aș mai duce un pic, pentru că cu atât mai importantă mi se pare astăzi declarația noastră, pentru că ați reușit cumva să faceți așa o radiografie a societății românești, dar și a celei vâlcene cu siguranță. Spuneați mai departe că lumea de azi este mult mai diferită de cea de acum 635 de ani, când domnitorul Mircea își punea peceta pe Hrisovul, unde pe unul dintre rânduri apărea scris pentru prima dată cuvântul Râmnic, dar principiile au rămas aceleași. Nu poți răzbi mai departe decât prin muncă, prin inteligență, prin încăpățânare și uneori cu credință în Dumnezeu și cu speranța unui viitor mai bun. Deci cumva ați îndulcit-o după aia. Exact, am spus ceea ce și simt, pentru că dacă acum foarte mulți ani conta foarte mult unitatea dintre noi, în timp ce am evoluat, această unitate ușor dispare și rar mai găsești oameni care să vorbească despre solidaritate, să vorbească despre unitate națională, să lupte pentru obiceiurile lor, să lupte pentru tradițiile lor, și foarte mult se lasă la prima adiere de vânt, se lasă influențați de aparențele care nu întotdeauna sunt cele mai bune, cele care vin de afară. Și am mai spus atunci că cel mai bine este să, și eu cred în treaba asta, că solidaritatea și munca ne poate face să ne unim și să tragem toți la același plug, cum se spune în termen popular. Da, aveți dreptate. Pe plasmă avem și imagini, iată, de la manifestările prilejuite cu ocazia acestui moment, 635 de ani de atestare documentară. Cele mai importante personaje politice și nu numai, iată, dumneavoastră alături de Arhiepiscopul Râmnicului Varsa Nufie, în spate prefectul județului Vâlcea Mihai Oprea, președintele Consiliului Județean, într-o laterală colegul dumneavoastră Virgil Pârvulescu, Ștefan Prală, îl văd, Sebastian Vețeleanu, iată, cu toții au dat însemnătatea cuvenită acestei zile. Da, eu vreau să le mulțumesc cu această ocazie pentru faptul că au răspuns invitației primarului municipiului Râmnicu-Vâlcea de a veni la acest moment festiv. Vreau să apreciez că acest moment festiv s-a desfășurat în condiții elegante, de unitate, și acest lucru nu poate decât să mă bucure, pentru că măcar pentru un
pentru câteva minute, ura politică a fost lăsată deoparte și am dat măcar în fața presiei dovadă de unitate și solidaritate și acest lucru m-a bucurat foarte mult. Da, după aia pe manifestările au fost multiple, de toate genurile, pentru toate gusturile. Vreau să mulțumesc, să felicit Departamentul de Cultură și Sport al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Teatrul Ariel, Filarmonice Dumitrescu, pentru munca teribilă pe care au desfășurat-o și pentru faptul că aceste spectacole care au avut loc, au avut o adevărată ținută și am primit 10 de semnale de SMS-uri de felicitare pentru felul în care s-au desfășurat aceste evenimente. Vreau să vă spun că încă o dată am văzut cu proprii ochi că vâlcenilor le place să iasă în lume, le place să socializeze, le place să vină la evenimente de bun simț și atmosfera de zona centrală a fost senzațională. Chiar dacă a plouat în câteva reprize, da, sigur, a fost timpul. Asta e, nu te opri, exact, capricioasă. Exact, chiar dacă a plouat, centrul a fost arhiplin și artiștii care au fost prezenți au atras într-un număr extraordinar de mare cetățenii municipiului. Vreau să le mulțumesc vâlcenilor care au fost prezenți pentru faptul că au lăsat ordine în spatele lor după plecarea acelor mii de persoane de zona centrală. Nu am avut foarte mult de lucru. Acesta este un lucru extraordinar de îmbucurător pentru administrația publică locală. Asta înseamnă că am evoluat foarte mult și în acești ultimi ani de zile chiar se vede cu ochii liberi evoluția pe care a avut-o Râmnicu. Și acest lucru nu o spun numai eu, o spun în general cei care vin din alte orașe și văd că avem un oraș curat și acest oraș curat nu ar putea fi doar datorită muncii administrației publice locale, dacă nu ar fi și contribuția cetățenilor care ușor, ușor au încercat să înțeleagă că toți trebuie să contribuim ca orașul să fie curat și cel mai frumos. Apropo de acest lucru, vreau să vă spun că zilele trecute o mașină în fața noastră, eram cu șoferul la primărie și cu două fete care plecam pe teren. O doamnă din partea dreaptă, era o mașină de gol și a deschis geamul și a aruncat o țigară. Am oprit șoferul instinctiv, am oprit lângă ea la semafor și a spus: doamnă, nu vă supărați, aici este Râmnicu Vâlcea și nu se aruncă chestoace pe jos din mașină. S-a roșit și chiar nu știu ce se facă, nu știu dacă s-au întors să ridice chiștocul de jos, dar a fost un gest și sunt convins că data următoare nu va mai arunca nici dumneai, care a trecut întâmplător pe Râmnicu Vâlcea, nu va mai arunca țigarea pe geam. Și din punct de vedere cultural și artistic, domnule primar, Râmnicul a cunoscut un salt uriaș. Dacă este să ne referim doar la aceste concerte în aer liber, a crescut nivelul. Am reușit să implic oameni cu adevărat care se pricep la așa ceva, și anume Teatrul Ariel și Filarmonica. Vreau să vă spun că acesta a fost și motivul pentru care în acest an am făcut într-un an care este greu, nu este ușor pentru nimeni. Am făcut eforturi extraordinare și am cumpărat cel mai frumos și cel mai dorit pian pentru Petrov, care este lucrat manual, și am dotat Filarmonica cu un astfel de pian. După, vreau să vă spun, aproape 3 ani de zile de rugăminți și insistența directorului de acolo, în așa fel încât în momentul de față ne putem mândri că Filarmonica de Râmnicu Vâlcea are un pian, un pian nou, pian care costă cât foarte costă, dar obrazul subțire cu cheltuială se ține. Și nu regret acest lucru, chiar mă bucur pentru cei care apreciază acest gen de muzică și pentru cei care permanent frecventează Filarmonica. Da, și nu numai. Dacă este să ne referim doar la, iată, și se vede și în imagini, câți râmnicenii au ales, iată, să-și petreacă seara în centrul orașului, în scoarul din centrul orașului, cred că era concertul cu Loredana, da? Foarte, iată-o și pe Loredana, absolut fabuloasă. Chiar este fabuloasă și vreau să vă spun, chiar în ciuda vârstei, are un comportament senzațional, comportament scenic, și faptul că se menține în continuare în top și se reinventează este un lucru fabulos. Cu o săptămână înainte o văzusem la o nuntă undeva în Sibiu și din nou a făcut o atmosferă fantastică și chiar mi-am gândit, zic: doamne, uite, săptămâna viitoare vine la Râmnicu Vâlcea și ce bucuroși vor fi vâlcenești. Chiar așa a fost.
V-am spus, încă o dată, chiar dacă a fost uzat, se și vede puțin de îndorat afară, dar oamenii nu au plecat să, și-au asistat la un spectacol formidabil. Da, aveți perfectă dreptate și aceste, iată, aceste spectacole în aer liber, festivalurile organizate de Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea sau unde Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea este partener, dacă este să spun doar Constelații Rock, doar We Love Music, ce îmi vine acum repede, foarte repede. Avem două festivaluri, un festival de, de rock, mai avem un, o competiție foarte faină de motociclete și o, și o prezentare de, de motociclete. Multe spectacole și vreau să vă spun că am pregătit baza de la Fețeni, unde vor avea loc aceste festivaluri și sunt convins că în acest an vor fi toate aceste trei festivaluri vor fi o reușită. Da, cu siguranță. De-abia... Mă rog la Doamne să fie și timp frumos și atunci chiar va fi superb. Da, acum asta este, știți cum e loterie și anul trecut la Wheel of Music a plouat, dar oamenii nu au plecat de la Richie Poveri. Am încercat să îmbunătățim terenul, să tasăm mai bine acolo, să punem și în un acea petriș, zonă, în acea zonă, în așa fel am construit acolo 12, dacă nu mă înșel, 12 sau 16 toalete, exact ca la hotel, care au fost în niște cabine speciale pe care le-am cumpărat și le-am dotat cu toalete și cu dușuri și cu spălătoare pentru mâini, arată cu adevărat impecabile și sunt convins că vor recupera suma investită în aceste în maxim 2-3 ani de zile. Da, cu siguranță, iar aceste investiții sunt unele de durată, adică nu le faci doar pentru un an. Am făcut un calcul, plătăm foarte mulți bani pe închirierea lor, să luăm containere dotate și atunci ne-am gândit să luăm noi containere simple, aveam containere, le-am dotat noi și rămân permanent acolo, le-am racurtat la canalizare, la apă și acest lucru vă dați seama chiar dacă a costat investiția propriu-zisă, dar am fi plătit doar chirie, pe în 2 ani de zile se compensează cu chiria și rămân ale noastre. Da. Ca să nu mai vorbim și de zona, până la urmă, igienică, dacă stai să te gândești exact. Și la... Exact. Și faptul că vor putea fi, dacă orice, în orice moment, în orice sâmbătă, în orice duminică, ai o acțiune în zona respectivă, dai drumul la toalete și ai tot ce se trebuie în zona respectivă. Da. Bun. Deci am trecut și acest moment, ne-am distrat de zilele Râmnicului, primele zile ale Râmnicului, că urmează și iulie, A fost atestarea documentară. Da. Pe 29 iulie este ziua intonării imnului național și atunci va fi un moment mai deosebit, dacă vreți, un spectacol de mai mare amploare. Da, așteptăm. Dacă nu ne puteți dezvălui acum despre ce e vorba... E bine să fie surpriză, okay. Dar cu siguranță zilele orașului au fost în permanență la un standard foarte ridicat. Bun. Haideți să discutăm un pic și de investițiile care au loc acum la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Ați depus proiecte pe tot... Dar vreau să vă spun că avem extraordinar de multe proiecte care sunt în finanțare, pentru care am semnat contract. Acum trebuie să semnăm, am fost înștiințați că s-a câștigat un contract de 9 milioane de euro pentru dotarea tuturor școlilor și grădinițelor de municipiu cu mobilier, cu aparatură electronică, cu calculatoare, laboratoare de tehnică. Deci e un lucru fantastic. Vreau să vă spun că alt proiect important, chiar astăzi am fost informat că vom fi săptămâna viitoare chemați să semnăm și contractul de finanțare pentru gaze. Este vorba de introducerea gazelor în tot municipiul, extinderea de gaze. Este un vis al meu ca primar și un vis al cetățenilor. Sunt 36 de străzi pe care vom face aceste extinderi de gaz. Vreau să vă spun că locuințele sociale, cele 143 de locuințe, vor fi gata în maximul 2 luni de zile. Deci la sfârșitul lunii iulie, cel târziu, vor fi repartizate celor care au documentele depuse în regulă. Locuințele ADN-ului, cele care se construiesc în zona Știrbei Vodă, sunt din nou în grafic. Avem un proiect european care este implementare la colonie Nuci. Acolo vom rezolva și toată strada, canalizare, o stradă care are o lungime de vreo 4 km, unde vom introduce și o canalizare pluvială.
asfaltare, trotuare, piste de bicicletă. Deci toată zona se schimbă în adevăratul sens al cuvântului. Se lucrează la trotuarele, chiar dacă se lucrează destul de greu, pentru că lucrăm cu în cadrul ADP-ului, dar se vor finaliza, cum am promis acest an, trotuarele pe partea stângă spre râul Renți-Stolniceni, în așa fel încât oamenii de zona respectivă să poată circula civilizat pe aceste trotuare. În maxim o lună de zile vom inaugura sala de sport de la Colegiul Mircea cel Bătrân. Vreau să vă spun că este un vis al nostru, al tuturor vâlcenilor, al tuturor celor care au terminat Colegiul Mircea cel Bătrân, da, ca acea sală să fie modernizată. S-a făcut o proiectare excelentă, s-a unit sala de sport cu sala de fitness, sala de pregătire fizică, cu vestiarele și aici tot unitar. Chiar ieri am fost la școală, urmează ca mâine cel puțin sau poimâine să se monteze parchetul, deci toată sala era finalizată. Deci apreciez că în maxim o lună vom face inaugurarea sale. Se lucrează intens și trebuiau să vină, poate chiar au venit astăzi sau tot așa zilele următoare, scaunele pentru finalizarea sălii de festivități de la Colegiul Pedagogic. Suntem într-o fază avansată, tot așa într-o lună de zile vom finaliza și sala de festivități de la Liceul de Artă. S-a finalizat modernizarea întregului școli generale numărul 13, inclusiv sala de festivități de la școala generală numărul 13. Lucrăm intens la școala de la Goranu și sper că în două luni de zile, trei luni de zile maxim, toată școala va fi modernizată, inclusiv exteriorul cât și interiorul, de la A la Z modernizată. Deja suntem într-un procent de 50% am lucrat, lucrăm și mai avem, v-am spus, încă 2-3 luni de zile și vom finaliza toată școala. Se lucrează la Rigole, partea la Goranu. E un lucru extraordinar de important și vom face legătura între strada Calea București și până la strada Calamata și pe stânga și pe dreapta aceste rigole, care sunt rigole carosabile. S-a lărgit strada cu câte două benzi, o bandă pe stânga, o bandă pe dreapta. Se lucrează și la stațiile de autobuz pentru a integra așa cum trebuie stațiile de autobuz moderne. Pe toată calea al treia an lucrăm la introducerea stațiilor de autobuz ultramoderne, chiar acum se lucrează undeva la școala generală numărul 4, aproape poliție, și pe stânga și pe dreapta se montează stațiile de autobuz. La blocul numărul 2 încercăm să modernizăm și să introducem acel gazon. După cum știți, zona 1 mai a fost modernizată de la A la Z și arată impecabil. Mai avem, sper că săptămâna viitoare vom finaliza și cu... Cum, domnul primar, faceți dotarea... investiții în cartierele unde nu sunteți votat? Da, așa spune, aude că nu fac investiții, că nu am fost votat. Nici vorbă, nu țin de cum de așa ceva, dar oamenii sunt liberi să vorbească, mai ales adversare. Zona 1 mai am demonstrat că cum îmi doresc să arate întreg Râmnicul și vreau să vă spun că ușor, ușor așa va arăta Râmnicul. Deci acum am trecut și pe partea dreaptă, am început cu blocul pe partea dreaptă, de așa fel, iar după finalizarea blocurilor și pe partea dreaptă, vom finaliza strada Dacia. O vom asfalta de la pasajul până la intersecție pe calul Traian, în așa fel încât să arate o zonă emblematică, elegantă. S-au creat peste 80 locuri de parcare și în momentul de față mă bucură faptul că dacă mergi după amiază în zona Dacia, găsești locuri de parcare, ceea ce este un lucru formidabil. Este, într-adevăr, că în vulcă... Luna viitoare va fi finalizat și locul de joacă, care va fi... Am obligat firma care are concesiune și am promisiunea că luna viitoare, până la sfârșit, va fi făcut și acel loc de joacă pentru cartier. Deci pot spune că întregul cartier va fi modernizat. Vom intra la asfaltare. Când spun asfaltare, vom intra la primele străzi care sunt necesită asfaltare. Mă refer la asta, Dacia, la Bulevardul Tineretului, de la sensul giratoriu până la sensul giratoriu de pe Bulevardul de Îmbrădulescu și strada 1 mai. Deci sunt doar câteva, trei străzi în care vom intra la asfaltare imediată, la asfaltare totală.
Ce să vă mai spun? Ar trebui să vorbesc cu ori în șir despre lucrurile care se desfășoară în municipiul din Vâlcea. Dacă luăm strada Regina Maria, se fac asfaltări stânga-dreapta, da, pe de la gară. Am inaugurat parcul de la gară pentru o colaborare zona cu CFR. Zona aceea era o mizerie. Și acum arată, e o zonă de referință. Da. E o zonă în care sunt sute de copii, în permanență dimineața până seara, și arată impecabil. Acum am trecut la partea din fața parcului. Vom schimba sistemul de iluminat, vom băga toate cablurile pe subteran, vom pune pe stâlpe de iluminată lumină pe stradă și o lumină care se lumineze în parc. S-au montat peste 15 bănci sau 20 bănci în parc și dacă mai va fi nevoie vom mai monta pompă pentru apă, toaletă publică, jocuri de aparate de fitness pentru adulți, aparat de joacă pentru copii, piste de skateboard, o noutate pentru municipiul din Vâlcea și pentru multe județe din țară este o noutate. Deci, încă o dată repet, lucrăm intens și în fiecare zi sunt cel puțin 3 ore pe teren ca să vedem cum merg lucrările. Da, într-adevăr, din acest punct de vedere investițional, Râmnicul se mișcă pentru că se vede că sunt lucrări de multe pe majoritatea străzilor. Nu pot să nu observ, domnule primar, și știți cu siguranță tragedia de ieri, da? Cu tânărul acela, tânărul de 19 ani, care și-a dat foc, efectiv, imaginile. Dar eu rămân surprins că totuși au fost date publicității astfel de imagini. Blurată. Pentru că sunt, nu blurate, eu le-am văzut așa pe view, imaginele respective, deci faptele s-au transmis. Pe grupurile de WhatsApp. Este ceva greu. Am regretat că m-am uitat, pentru că este foarte, să fie extraordinar de tare, așa chiar și aseară am tot adus aminte de astfel de momente. Totuși ce înseamnă, și aici dacă vreți, fără să jignesc pe nimeni, aici este lipsa de educație care se face în școli. Și totul la educație. În primul rând, copiii trebuie educați în școli, că atunci când dau de o greutate, nu asta este soluția să-și pună capăt zilelor. Pentru că din zvonurile care există, copilul ar fi avut o greutate. Unii spun că ar fi jucat și ar fi pierdut niște bani, alții spun că din cauza unei iubiri, așa. Deci, orice ai păți în viață, nu merită să-ți iei viața. Categoric. Orice. Și când spun orice, chiar la orice mă refer. Iar pe dumneavoastră chiar vă cred pe exact. Nu poți să, nu merită să te gândești măcar să-ți iei viața. Ori cu atâta ușurință la 19 ani, înseamnă că a avut ceva, a fost o slăbiciune, nu s-a vorbit niciodată cu el. Pentru că până la 19 ani ar fi trebuit ca profesorii din școli să le explice copiilor. Știți că mai este și o materie psihologie. Când trebuie să vorbești cu omul, să încerci să-i explici că orice greu ai, nu trebuie să cedezi. Asta e un gest de lașitate, să cedezi, să se renunți la viață pentru că nu știu ce ai pierdut. Ai pierdut câțiva bani sau că te-a părăsit iubita. De acord, viața este cel mai prețios. Exact. Dar în același timp, gândiți-vă câtă durere există exact. Pentru cei care l-au cunoscut cu adevărat, pentru părinți, nu mai vorbesc de părinți, de frați, deci bunici. Cât rău a lăsat și câtă greutate a lăsat în urmă. Eu ce să vă spun, decât Dumnezeu să-l odihnească și ceilalți adolescenți să înțeleagă un lucru extraordinar de simplu. Indiferent ce li s-ar întâmpla în viață, indiferent ce, nu merită să te gândești măcar la așa ceva, nu mai ales să pui în practică. Dar și acest mod extrem de... De dur. De agresiv, adică exact. Și de, deci dorința de a-ți face rău. Exact, dorința de a-ți spune, de a struga cu sticla de... Da. Eu l-am văzut privat, m-am uitat, nu știam ce e acolo. Și cu sticla de 2 litri de benzină din cap, a turnat pe spate, a turnat foarte cald, a luat sticla, a pus-o la coșul de gunoi, dacă se zice, da. La un coș de gunoi. Deci, cât sânge a căutat din buzunar și a spus și a prins bricheta. Deci, greu de imaginat. Ce o fi fost în mintea lui în momentele alea, nu știu. Dar eu vina o dau pe școală. Bun, dar eu aici... cred că copiii trebuie educați și părinții trebuie să le explice copiilor că indiferent ce rele ar face. Se poate întâmpla în viață să greșești de bună voie sau... Okay. Dar nu, nimic, încă o dată spun, nimic, pentru nimic nu merită să,
să-ți iei viața. Cred că discuția aici poate fi dusă pe două paliere, domnule primar. Și mă bucur că sunteți aici, pentru că chiar țineam să vă întreb. În primul rând, cu aceste săli de jocuri de noroc, sunt peste tot în municipiul Râmnicu-Vâlcea, aproape la fiecare scară de bloc. Ce autorizații au de la primărie? Vreau să spun un lucru. Acest lucru nu este numai în municipiul Râmnicu-Vâlcea, este peste tot în România. Corect. Absolut peste tot în lume. Nu este numai peste tot în România, este peste tot în lume. Pentru că în momentele de situații delicate, cum e situația delicată nu numai în România, în toată Europa, sunt săli de jocuri. Pentru că fiecare exploatează ca să încasezi bani. Și în momentul când tu ești la greutate, te gândești totuși că poate ai o speranță că mergi și joci și câștigi ceva. Dar nu prea știu eu mulți jucători care au câștigat. Deci toți au pierdut. Tu, ca autoritate publică locală, nu poți să limitezi. Nu poți. Nu-ți permite legea. Pentru că dacă legea ar fi de la nivel central, s-ar spune că e interzis locurile de joacă, sălile de joc, atunci ai aplica. Dar atât timp când legea permite, ca administrație publică locală, tu ești obligat să-i dai autorizație de funcționare. În rest, nimeni nu l-a luat să-l ducă cu forță într-o sală de joc. Deci este de acordul de voință al fiecăruia. Deci fiecare om trebuie să aibă luciditatea, trebuie să fie atât de matur încât să discearnă foarte bine. Să duce într-o sală de joc să se distreze o oră, două, trei și gata, sau își face o meserie din asta. Și atunci poți să cazi în astfel de capcane. Da, nu știu dacă discutăm de distracție sau de... Este clar că în momentul în care frecventezi genul acesta de săli de jocuri de noroc, e viciu. Una e să te duci odată la nu știu cât timp să intri și alta e să te duci în fiecare zi și să investești acolo. Devine un viciu și atunci încerci să faci exact ca și cu drogurile. Când iei un pic și spui să te simți bine, după aceea vrei să ieși a doua zi și a treia zi până devine o obișnuință. Deci, din păcate, această alegere o face fiecare om în parte. De aceea este nevoie de școală și iar școală. Pentru că mergând la școală, înveți și trebuie să te educi, să te formezi, să înveți ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și doar dacă înveți și mergi la școală, poți să-ți formezi cu adevărat o părere reală ce este bine și ce este rău. Altfel, dacă visezi cai verzi pe pereză, ajunge în astfel de situație în care devii dependent de sala de jocuri sau devii dependent de droguri. Sau devii dependent de băutură. Da. Toate trei sunt... Da. Statul este obligat, încă o dată spun, statul este obligat să insiste în educarea copiilor. Ce să vorbești de educație dacă sunt 40% din tineri care nu iau notă de trecere în clasa 8-a? Da. 40,8. Deci ce să vorbești de educație dacă asta este educație chiar numai înseamnă că nu înțeleg eu ce înseamnă educație. Da, într-adevăr, sunt așa, aveți dreptate. Situația aceasta nu este întâlnită doar în Râmnicu-Vâlcea. Aceasta cu numărul exagerat de mare de săli de jocuri de noroc. E în toată țara la fel. Consumul de droguri în rândul elevilor este o problemă generalizată. Nu putem să vorbim aici doar... au un rol extraordinar de important, îl au profesorii și părinții. Deci fiecare părinte trebuie să-și urmărească copilul, să vadă în ce anturaj este, să vadă dacă și-a schimbat comportamentul. Deci avem, ca părinți, avem această obligație. Eu cred că părinții care se ocupă de copii au șanse mai mici și acei copii să ia razna. Dar, în sensul care discută cu ei în fiecare seară. Să discuți în fiecare seară, să te preocupe, să știi cu cine umblă, să știi ce... Pe unde umblă. Ce preocupări are. Exact, exact. Trebuie, ca părinte, trebuie să fii foarte apropiat de copil. Mai ales că tinerii din ziua de azi, domnule primar, și ați observat și dumneavoastră cu siguranță că aveți nepoțicile. Da. Adolescenții din ziua de azi, nu știu, par așa mai sensibili. Mai...
Da, fiecare generație are frumusețele ei și avantaje și dezavantaje. E sursa de informare, care este mult mai mare, cum am avut-o noi. Da. Și atunci trebuie tot timpul, ca părinte, să fii, să te adaptezi cu, și să fii în ton cu cei, cu cei mici, pentru a putea să le explici pe înțelesul lor și pentru că ce altfel, cu două cazuri în care copilul îi spune părintele, ești depășit, pe timpul tău nu se face, nu mă interesează, ești depășit. Dar tu, ca părinte, trebuie să, să fii în permanență în ton cu, cu cel tânăr. Da. Ok. Haideți să discutăm și despre ce s-a întâmplat la ședința adisalubizare, domnule primar, acolo unde dumneavoastră, dumneavoastră cei de la PER și cu cei de la PSD ați reușit, iată, să bateți la voturi PNL-ul. 45-41 a fost scorul pentru șefia adisalubrizare. Trebuie să le spunem telespectatorilor, să explicăm ce este această adisalubrizare. Poate explica dumneavoastră? Agenția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, exact, da, după principiu cum s-a construit ADAPA. Vreau să vă spun că decizia pe care am luat-o de a vota alături de colegii de la PSD a fost una foarte simplu. Pentru a asigura, dacă vreți, un echilibru în județ. Dacă APA este condusă de un liberal, un partid puternic, mi se pare corect ca ADA Salubrizare să fie condusă de un reprezentant al PSD-ului. Numai așa se poate asigura un echilibru. Reacțiile pe care le-au avut colegii de la liberal, o parte, nu toți, pentru că o parte dintre ei, o parte dintre ei le-a fost efectiv rușie de comportamentul unor lideri ai, ai PDL-ului, care au încercat să vină pe scenă, au încercat să agite lucrurile, poate se produce un scandal. Atât președintele Consiliului Județean cât și subsemnatul am fost oameni echilibrați, am fost deschiși la orice discuție a dumnealor. Asta este democrația, s-a votat corect, candidatul dumnealor a vrut să vină și el pe scenă, eu chiar mi-am sculat și am spus că îmi ofer un loc să vină pe scenă, pentru că este vorba de transparență și eleganță, suntem toți colegi, suntem toți primar, suntem exact. Iar 82, domnul Costa, chiar un primar 82, care a da, exact. Dar votul, până la urmă, este cel care hotărăște. S-a votat, din cele 89 de voturi, 45 a fost pentru cei ai PSD-ului, reprezentatul PSD-ului, 41 pentru reprezentatul liberalului și 3 voturi au fost abținere. În schimb, la punctul 2, când trebuia să aleagă comitetul director, colegii liberale au părăsit sala. E un gest care nu-i onorează. Știți că astfel de gesturi nu te onorează. Da. Ori ești, dacă vii, ce au făcut pe asta? Decât au blocat activitatea lui ADA Salubrizare. Dar după 5 zile, după ce se va înscrie la Registrul Comerțului noul președinte care a fost ales statutar, după 5 zile se convoacă din nou o adunare și numărul celor prezenți nu mai contează. Adică pot fi doar și 5 primari, se alege comitetul. Deci nu au reușit să facă decât să întârzie desfășurarea unei constituirea unei societăți extrem de importante cum este ADA Salubrizare, pentru că pentru neștiutori trebuie să spunem că ADA Salubrizare, conform noii legi, este singura instituție care poate scoate la licitație curățenia la nivel de județ, întregul județ. Municipiul Râmnic Vâlcea, în momentul de față, are contract, act adițional făcut cu Rombrest, pentru contractul expirat, pentru că legea nu ne permite să facem licitație separat. Singurii care pot face licitație este ADA Salubrizare. De aceea ne dorim să termin data treaba asta, exact, și ADA Salubrizare să poată scoate la licitație, pentru că durează foarte mult. Scoate la licitație, analiza proiectului singur, vor fi mai mulți competitori, o selecție foarte clară a celui care va câștiga și după aceea, între timp, se va termina și groapa de la Roiești și se vor preda și stațiile de sortare și vom intra în pas cu lumea, pentru că altfel sunt niște penalități pe care le vom plăti fantastic de mari. Eu consider că a fost o greșeală a celor de la liberal, dar este strict problema de-a lor. Încă o dată spun că te-am comportat, eu zic, foarte, foarte civilizat și am evitat orice scandal și orice discuție între noi. Da. Știu că înfrângerea doare. Deci este firesc. Înfrângerea doare și reacția domnului Buican pe Facebook mi se pare deplasată, dar este strict problema de-a lor și dacă așa înțeleg că se poate... Eu sunt
curioasă, da, se vede și mesajul. Mafia din Vâlcea a pus mâna pe salubrizarea și pe salubrizarea județului. Deși dacă este să țină cont, aceeași mafie, dacă e să păstrăm proporția, au mai condus. Nu, nu, dacă e exact după același principiu, tot mafia a pus mâna pe Adeapa. Uh-huh. Unde este și el, este de, faptul că plătim mult la apă se datorează lui. Vezi da. Că câte minciuni de ordinare. Deci, când veți plăti gunoiul, să vă gândiți la această mafie. Deci, exact joc de Facebook. Deci, când plătiți apa, să vă gândiți la mafia liberală. Când veți plăti gunoiul, să vă gândiți la mafia PSD. Sunt doar... Da, zic, greșeli fantastice pe care le poate face un lider politic. Eu mă așteptam ca un parlamentar, un secretar general al unui... să aibă un comportament civilizat. În ceea ce mă privește strict persoana mea, s-a comportat normal, nu pot să spun. Dar reacțiile pe care și incitarea pe care a făcut-o, nu cred că îl autorează. Acum este important de știut și faptul că dumneavoastră sunteți, iată, lider politic național, da, conduceți perul la nivel național. Domnul Cristian nu face politică de ieri, de azi, este implicat la fel la nivel național în politică, este și secretarul Camerei Deputaților, adică cumva nivelul ar trebui să depășim în momentele astea de, nu? De da. Circ. Da, nu mai vreau să circ spun. Circ ieftin, este alegerea fiecăruia să se comporte într-un fel sau altul. Atât eu cât și președintele Consiliului Județean, domnul Costel Rădulescu, eu spun că ne-am comportat civilizat, eleganți și democrația până la urmă a învins, pentru că oricât aș fi intervenit eu sau Costel Rădulescu, până la urmă votul a fost secret, comisia de vot a fost acceptată de către în unanimitate, doi reprezentanți de la PDL, doi de la PSD și unul de la PER. Deci a fost o echitate extraordinară în funcție și de numărul de voturi pe care l-au fiecare. Și toți cei din comisie au numărat de 7 ori și ăsta a fost rezultatul. Deci nu... Cred că s-ar fi putut merge mult mai civilizat să nu există altfel de incidențe. Pentru că până la urmă contează mai puțin cine conduce această instituție, contează ca firma care va câștiga licitația să-și facă treaba cum trebuie și tot și problema asta cu doi să fie rezolvată pentru toți. Pentru că noi nu vedem acolo cu gândul că nu știu ce, pe cine dăm afară sau nu știu ce structură facem. Care e bun rămâne, care nu se poate duce ritmul, pleacă singur. Da, din punct de vedere politic, domnule primar, dacă este să stau să mă gândesc, se pot desprinde cel puțin două concluzii. Prima ar fi aceea că alianța dintre noastră și domnul Constantin Rădulescu este una, iată, puternică, da? S-a văzut acum, ați... Eu cred că lucrul cel mai important care se poate desprinde este că Mircea Godoiu, odată ce își dă cuvântul, nu are nevoie de documente să semneze ceva. Am promis, după ce am vorbit cu colegii mei și am vorbit cu cei cinci colegi, am hotărât pe ce parte merge, că mergem în acest sens, că votăm în felul următor. S-a votat fără să facem semne, fără să ne suspicionăm unul pe altul. Deci, ați trecut un examen important. Alianța dumneavoastră PSD-PER, că știți că au mai fost și sincope în această relație de colaborare. Că au mai fost mici, dar nu sincope, așa de când e vorba de votă, nu a fost niciodată între PSD și PER. Au avut o relație de respect reciproc și acest lucru mă bucură foarte mult și acest lucru ne îndeamnă să și continuăm. Da, și cea de-a doua concluzie la care mă pot gândi eu acum așa pe repede înainte ar fi faptul că totuși PNL-ul are 54 de primari și a obținut 41 de voturi. Mă rog, hai să zicem și cele anulate. Au mai fost unii care s-au dat loviți, n-au fost la ședință? Da, a avut, dar până la urmă este tu ca lider, cum reușești să-i ții aproape pe primari. Dacă pe primari îi tratezi așa cu superioritate și îi folosești doar în alegerile locale și parlamentare, atunci ești și la marnic. Nimeni nu mai este politica... Politica din 2023 nu mai este politica din 2000 sau din 96. Categoric. Când țipai la primar și spuneai cu cine să voteze și cum să facă. Acum oamenii au realizat că fiecare ce importanță are în comunitatea lui și fiecare vrea să-și păstreze demnitatea. Iar indiferent din ce partid faci parte, primarul are o demnitate
pentru că este ales de oameni de comunitatea respectivă și eu, cel puțin, respect absolut pe toți primarii, indiferent că sunt de la PDR, PSD, PER, pentru că toți în zona lor sunt cei mai buni. Categoric, pentru că până la urmă au fost votați de comunitate, au obținut cel mai mare număr de voturi, sunt, exact, validați prin vot și cu asta basta, mai ales dacă vorbim de primarii de mai multe mandate, da? Care deja au experiență în administrația publică locală, au experiență în gestionarea proiectelor cu funduri de toate felurile. Contează, ați văzut cât de mult contează și acest lucru. Da, și foarte, eu mai spus-o foarte multe ori și adversarilor mei că e foarte greu să devii șef de scară de bloc. Că sunt 12 apartamente și când te pui la vot, e foarte greu să iei 7 voturi din 12 ca să fii, să fii majoritar. E foarte greu. Și mulți se plâng și se zbat. Dar să fii primarul unei localități în care într-o comunitate sunt familii, sunt clanuri, așa înțeleg clanuri, dar rude de o parte, de alta, e foarte greu să-i convinzi să-ți vii aproape. Într-un oraș și mai și. Deci cu cât orașul e mai mare, cu atât e mai greu. Și atunci eu zic că primarii trebuie cu adevărat respectați, indiferent de rangul comunității pe care îl conduc și de partidul din care fac parte. Pentru că ne place, ne place, atunci când merg la alegeri locale, prima dată se votează omul și, în al doilea rând, cel care votează se gândește la partidul din care face parte. Categoric. Iată că acum am ajuns la finalul acestei emisiuni și cu atât mai mult, cred că, în 2024, înclinați balanța către PSD. Avem o relație excelentă, că nu am stabilit 100%, dar în momentul de față avem o relație excelentă. Îmi doresc foarte mult să merg pe același drum și Costă și-a exprimat aceeași dorință, pentru că lucrurile au funcționat și funcționează bine și e păcat ca un lucru care merge bine să-l dărâm. Eu sunt convins că avem capacitatea de a ne înțelege, de a lua fiecare de la unul și de la altul ce este bun, pentru că nimeni nu este perfect, nici eu nu sunt perfect, nici dumnealui. Fiecare avem și părți bune și părți rele. Important este să, dacă vreți, să unim părțile bune și ceea ce lăsăm în urma noastră să fie ceva care apreciază și alții, numai doi. Categoric. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnilor și domnilor, alături de mine, studio Antena 3 Vâlcea, a fost primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircea Cutău. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. La revedere! La revedere!